Let Santa read you a Christmas story. It begins once upon a time in a little village here at the North Pole called Christmas Town. You know Rudolph the red-nosed reindeer and Frosty the snowman too. But did you ever hear the story of the elf who grew and grew and grew? When you're born a Christmas elf, you wake up every morning feeling like a lucky so-and-so. Knowing there are toys to make and trees that need adorning makes you glad from head to mistletoe. I always get a special glow when the snow comes falling down. So without a doubt, I know I belong in Christmas Town. Come on, everybody! Has called it quits. Then you must remember that December is a time for glitz. Never stop until each limb on your Christmas tree is sparkle, jolly, twinkle, jingly. Pick up every ornament that's sitting waiting on a shelf. While you're busy decorating, why not decorate yourself? Soon you'll bring a smile to every person you see. Make it sparkle, jolly, twinkle, jingly. Just sing a Christmas song. It's like magic. If things go wrong, just spread some Christmas cheer by singing loud for all to hear. Come on, people, get into it. Merry Christmas, everybody! I'm singing! And we did a special kind of hug I'd never heard about before. When it was over, I was singing.
Ce avem noi aici? Am să vă explic eu. Pe parcursul dansului a intrat partenerul Andrei, partenerul ei de dans și o prietenă foarte bună. Deci Andrei a fost așa. Pac! A venit familia ei, a venit tatăl ei, a venit fratele ei, partenerul ei și prietena ei. Fraților, mai vine cineva ca să știu dacă jurizez sau nu. Cum? Moș Crăciun. Moș Crăciun. A fost frumos. Chiar a avut... Moș Crăciun a fost coregrafa lor, Doina. Bravo, Doina. Și iată-l acum și pe Moș Vasile. Zi, Wilmar. Elfilor, moșule, 10. Elfilor. Elfilor, a fost foarte bună asta. Elfilor, a sunat bine. Beatrice. Un moment deosebit, așa cum spuneați, Doina extraordinară, Moș Crăciun. Pepe, ești foarte, foarte haios. 10. 10. Cornel Patrichi. Vreau să vă spun două vorbe. În 11 ediții, aproape niciodată, cele trei perechi cele mai bune n-au ajuns în finală pentru că s-a votat de acasă așa, așa, invers, așa mai departe. De data asta, toate cele trei perechile, pe toate cele trei eu le apreciez din toată inima, le și iubesc. Ați fost foarte... foarte de 10. 10! Să vedem ce părere are și colegul tău, Mihai Petre. Am o părere foarte bună despre musicalul ăsta, care, uite, nu se mai termină. Andreea, știam că e dansatoare minunată, știam că o să ajungă la în finală de când a venit la emisiune, pentru că o cunosc de mult. Însă Pepe a fost o surpriză extraordinară pentru mine, s-a comportat ca un adevărat sportiv, a luat dansul foarte în serios și asta pe ei, pe amândoi... nu știu, m-au făcut să mă decid și să le spun asta în ultima emisiune, că sunt perechea mea preferată din ediția asta. 10. Nota 10. Iată familia lui Pepe aici în tribună, cei de acasă votați, pentru că acum va veni un moment de cumpănă. Emilia Popescu vă poate întoarce aceste voturi. Poate întoarce prin privirea ei pătimașii, poate întoarce aceste voturi. Emilia, te rog, o notă ai pentru această pereche. Ai stricat toată vraja. A fost un moment magic, a fost un moment... Și de ce? Urmezi tu și ai stricat tot? Ai stricat că mă prezinți așa și mă pui... Păi te prezint pentru cei de acasă. Hai, Emilia, hai, Emilia. Doina a făcut un moment extraordinar și vreau să-i mulțumesc. Pepița are 5 ani jumate și s-a jucat cu sora lui mai mare, Andreea. Sunt o pereche minunată. Nu știu ce să le spun, decât că eu le mulțumesc pentru tot ce am văzut și pentru tot. Nota 10.